Salutare tuturor și bine v-am găsit! Suntem la începutul lunii august, aici în această zonă am avut ceapa, am scos-o, am recoltat, am depozitat-o în lădițe, o parte și o parte rămâne să o împlătesc, depozitată undeva la umbră, într-o specie de magazie. Acum, am de gând să cultiv altceva în locul în care a fost ceapa. Inițial am zis că nu mai cultiv absolut nimic pentru că ne confruntăm cu seceta, dar s-au anunțat câteva ploi și poate nu vom mai avea parte de secetă cum am avut anul trecut, de fapt în ultimii ani. Am zis să pun totuși, aici spre exemplu am pus fasolea în locul în care am avut plantate broccoli și conopidă. Și aici intenționez să pregătesc terenul și să semăn niște dovlecei. Voi semăna câte trei semințe de dovlecei la fiecare cuib în parte, urmând ca apoi să fac repicarea în cazul în care vor răsări toate semințele. O să-i plantez la o distanță de aproximativ 50 de centimetri între cuiburi și apoi, după ce vor răsări, le voi face mulcirea pentru a menține umiditatea în sol. Bun, acestea fiind spuse, dragilor, eu vă las în continuare să vedeți felul în care pregătesc eu aici terenul. Am făcut trei gropi și spuneam că voi pune câte trei semințe în fiecare groapă, pentru că nu știu dacă vor germina, de aceea prefer să pun câte trei. În principiu, în locul în care am avut plantată ceapa, se poate cultiva cam orice, mai puțin bulboasele, bineînțeles, mai puțin ceapa sau usturoiul. Este mai simplu să ținem minte ce nu se cultivă pe un sol anume decât ceea ce se cultivă. Eu am preferat să cultiv pe parcelele în care am avut ceapa. Am preferat să cultiv fasolea pentru că fasolea are rolul de a dezinfecta solul. Rădăcinile fasolei conțin ceva toxic pentru viermii sârmă și în acest fel se și dezinfectează solul, pe lângă faptul că este un bun fixator de azot, fixează azotul din aer în sol, fiind leguminoasă. Fasolea are și rolul de a dezinfecta solul, de a ucide viermii sârmă. Viermii sârmă care fac adevărate ravagii în orice cultură, nu doar în ceapă. Dar eu aici voi pune câteva cuiburi de dovlecel pentru că în acest spațiu nu am avut probleme cu viermii sârmă. Ceapa a crescut foarte frumos și sănătoasă. E drept că aici am avut ceapă galbenă, nu ceapă roșie, dar prefer să pun totuși aici dovlecelul, pentru că dovlecelul are în jur de 2 luni perioadă de vegetație, deci acum suntem la începutul lunii august. Asta înseamnă că în octombrie, la începutul lui octombrie, putem să recoltăm dovlecei. Ținând cont că cei pe care îi avem sunt aproape pe sfârșite, mă refer la perioada de vegetație, ca să avem tot timpul dovlecei, pun în locul în care am avut cultivată ceapa. O să las și pe asta chiar dacă e
Uite, nu e nicio problemă. Acum, cu o ustensilă o să acopăr un pic semințele. Urmând ca apoi, după ce semințele vor încolți, să și după ce vor crește, bineînțeles, cât de cât, câțiva centimetri plantele, le voi face câte o mulcire aici, pentru că nu știu în ce măsură vom mai avea noi apă prea multă, ca să udăm tot ce am mai pus noi pe aici. Acum, din fericire, avem presiune, dar nu se știe pentru cât timp. Din nefericire, noi depindem de rețea, nu avem suficientă apă în fântână ca să udăm în toată grădina și apa de ploaie, noi nu am mai avut prea multă ploaie de mult timp. Am mai plouat acum vreo două zile, dar nu suficient să recoltăm noi, să depozităm apa de ploaie. Din această cauză avem de gând să mai mărim iazul, să facem dublu, ca toată apa care se strânge aici la seră să se scurgă în iaz și în acest fel să ne asigurăm apa pe timp de secetă. Bun. Păi, dragilor, cam atât momentan. Vă mulțumesc mult pentru atenție. Vă mai aștept cu drag și la următoarele videoclipuri. Până atunci vă doresc multă sănătate și spor la treabă. La revedere!